Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Patronii de restaurante sunt nemulțumiți că ANPC îi obligă să treacă în meniu o sumedenie de date despre ingredientele folosite pentru fiecare preparat. Uite, președintele organizației patronale Mamaia Constanța, Nicolae Bucovală, a criticat această decizie. El spune că ANPC-ul vrea să ne transforme pe toți în prozatori. Ordinul ăsta de a scrie pe lista de meniu și când s-a născut porcul sau vita sau găina mi se pare caragios. Și dumneavoastră a spus în toată lumea și noi mai mergem pe unde mai apucăm, dacă avem profit. După vară, zice el, ai prins-o? Deci mereu mergem în vacanță, dacă avem profit, mai mergem într-o vacanță. Dar n-am văzut nicăieri în lume o asemenea listă de meniu, credeți-mă. E imposibil să o facem. Intră în vigoare pe 20 decembrie, înseamnă că ne vor închide pe toți pentru că nu le putem face. Adevărul e că n-am văzut nicăieri în viața mea, într-un restaurant în străinătate, să e trecut în meniu câte grame din fiecare ingredient sunt și care e proveniența acelui ingredient și ce caracteristici nutritive are și așa mai departe. La rândul lui, președintele ANPC, Horia Constantinescu, spune, domne, ciorba de burtă trebuie să se știe din ce burtă e făcută și a urma cu de toate trebuie să știm ce înseamnă de toate, că poate în copilărie mâncam pelicanol lipici. Poate unii dintre domniile lor se gândesc să pună în continuare această aromă. Nu credeți că ar trebui să aflăm ce mâncăm? E foarte Domnul grijuri. Constantinescu, să știți că la șaurma cu de toate sunt puse acolo niște tăvițe, ingrediente, ce-aș mânca o șaurmiță chiar acum, roșii, pătrunjel, ceapă, da. Toate sunt naturale, e în ordine. La problema șaurma n-avem probleme. Luca vizualizează momentul când își face șaurma chiar cu de toate. El avem acum la telefon pe prietenul nostru, pe șef Adi Hădean. Salut, Adi! Neața, Adi! Bună dimineața! Adi, restauratorii, ca să zic așa... Restauratorii? Au avut multe necazuri în ultima vreme, că a fost pandemie, de-abia au început să se pună puțin din nou pe picioare. Acum e criza asta globală, se scumpesc toate ingredientele, se scumpește energia, e foarte greu să mai ții un restaurant în ziua de azi, mă gândesc. Și acum vine, iată, și tărășenia asta. Ce zici? Păi da, zic că eu oricum nu mai am poftă să țin niciun restaurant având în vedere toate situațiile astea, știi? Adică tot ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani și jumătate, 3 ani. E Horeca, e un domeniu care a cam luat-o pe cocoașă, dacă îmi permiteți exprimarea, și o ia în continuare. Iar lucrurile astea nu ne ajută. Adică ce... Nici nu știu cum să le zic, genul ăsta de atitudini din partea autorității nu prea ne ajută. Și între noi fie vorba, deși nu aș lua în brațe pe nimeni din domeniul în care activez și eu, cred că genul ăsta de abordare deschide ușa către noi abuzuri împotriva operatorilor din Horeca. Pentru că e o problemă de meniu stufos sau pur și simplu o idee imposibil de pus în practică asta cu... Da, nu e vorba de cât e de stufos meniul, e vorba de faptul că operatorii Horeca nu au oameni care să aibă competențele necesare pentru a descrie un preparat din punct de vedere nutrițional. Poate în anumite cazuri, dar foarte puține. Adică, practic, ar trebui să angajezi un tehnolog alimentar, da. Fiecare restaurant să poată să facă lucrurile astea. Sau să te instruiești pe cineva în acest sens. Dar mai avem oameni instruiți corect să tai o ceapă în multe situații. Nu avem oameni instruiți să înțeleagă diferența dintre un fel de mâncare și alt fel de mâncare. Adică suntem prăpădiți ceva de capul nostru, știi? Nu cred că o măsură de felul ăsta încurajează performanța și nici măcar transparența. Da, eu sunt, să zicem, sunt de acord. Adică și mie mi-ar plăcea să știu în principiu ce mănânc. Dar nu vreau să știu toate detaliile, pentru că oricum nu mă interesează și nu am competențele necesare de a înțelege ce e în farfurie. Adică nu vreau să mă duc până la atom. În principiu mi-ajunge să știu dacă este să știi că ceapă. Ingredient de o proveniență verificată, certificată și sănătoasă și a fost gătit bine. Dacă a fost gătit bine, poți să evaluezi și singur, iar proveniența ingredientului
Sigur că da. Mă poate interesa sau nu mă poate interesa. În principiu, astăzi, pe cei mai mulți dintre noi nu interesează lucrul ăsta, pentru că oricum nici n-ar avea cum să schimbe o situație de felul ăsta. Adi, ai ceva experiență? Ai ceva experiență în restaurante, mă gândesc? A existat vreodată vreun moment când vreun client a venit să îți solicite detalii legate de produsele pe care le-ai folosit sau le-ați folosit în vreo bucătărie? Adică există vreun... Mă gândesc că poate există experiențe de genul ăsta și atunci e necesar. Mie îmi place să dau aceste detalii, dar îmi place să mă duc la masă și să conversez cu oaspeții mei, știi? Și să le spun, adică mă mândresc cu furnizorii pe care i-am, de exemplu. Dar astea sunt situații particulare pe care le poți face... nu știu, dacă faci un eveniment, dacă ai un restaurant mic și așa mai departe. Dar mă gândesc la restaurantul pe care l-operam în București, care era un restaurant de prânz în care schimbam un meniu de 20 de feluri fiecare zi. Păi uite, eu n-aș fi putut să țin pasul, probabil nici măcar cu un tehnolog angajat să facă toate fișele pentru mâncărurile pe care le puneam pe bufet zilnic, știi? Adică e complicat să faci lucrul ăsta și nu mi se pare just să tratezi mâncarea din restaurant așa cum tratezi o mâncare produsă în fabrică și pusă pe raft într-un magazin. Corect. Dar tu ai văzut că... același lucru. Am plecat de la afirmația asta făcută de președintele organizației patronale Mamaia Constanța de Nicolae Bucovară, care a zis că n-a văzut nicăieri în lume așa ceva. Noi n-am văzut, tu ai văzut? N-am văzut. Vreodată? N-am văzut. Nu, n-am văzut. Și atunci de unde le-a fi venit ideea asta? Acum, idei populiste pot să vină dintr-o grămadă de direcții, știi? Nu de unde îți vin ideile, e problema. Problema e cum reușești să emiți niște idei care să aibă și coerență și care să aibă și aplicabilitate practică, de fapt. Acum, mă rog, statul român nu mă plătește să-i dau soluții, am mai dat și în alte ocazii, dar, uite, ar fi posibil, dacă ar vrea cineva, ar fi posibil să alcătuiești un sistem în care restauratorii să vrea să intre de bună voie și de bună voie să respecte un anumit set de reguli și de bună voie să respecte un anumit set de caracteristici de calitate. Și e destul de simplu de făcut, adică creezi niște categorii A, B, C, D, E, F, să zicem, și fiecare restaurator sau fiecare proprietar de cârciumă sau de bistro sau de orice să vrea să se pună singur într-o anumită categorie în funcție de capacitatea de producție pe care are, în funcție de ce personal are, în funcție de ce fel de ingrediente vrea să folosească și la urmă în funcție de ce de categoria în care te afli, să poți să folosești un anume tip de adaos comercial. Practic, corect. Până la urmă e vorba despre bani, știi? Adică, păi, eu vreau să fac mai mulți bani, bun, vrei să faci mai mulți bani, te pui în zona aceea de performanță, vrei să faci mai puțin, stai aici și gata. Foarte bună ideea, Adi, mulțumim frumos, Adi Hădean. Da, e mișto, știi că pui, ești categoria A sau categoria D restaurant și folosești ingrediente de această factură. Știi, la A e, să zicem, pui bio și la D e ăla de ultimă speță. Tare mie că pe tine nu te-ar interesa genul ăsta de categorie. Să știi că, da, gustul, până la urmă, o viață avem. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.